Bărbecii reușesc să se organizeze foarte bine. Datorită acestui lucru pot petrece o seară romantică alături de persoana iubită. Taurii se confruntă cu ceva probleme financiare, însă nu este cazul să dispere pentru că se întrevăd ceva câștiguri materiale. Gemenii au cuvintele la ei și vor aduce argumente solide pentru a plana situațiile mai puțin plăcute de astăzi. În schimb, racii dau prea ușor uitării anumite persoane care au avut un rol important în viața lor, să nu se mire dacă cei din jur le vor atrage atenția pentru acest fapt. O zi excelentă îi așteaptă pe nativii din Zodia Leu, reușite la serviciu, iar acasă o atmosferă plină de armonie și liniște. Fecioarele n-au de ce să se streseze, știu să obțină ceea ce vor, capacitatea lor de convingere le ajută în orice situație. Balanțele au impresia că sunt urmărite de ghinion, nu trebuie să ezite să ceară ajutorul dacă sunt în impas. Scorpionii sunt oameni de nădejde astăzi, emană energii pozitive, ba mai mult își calcă pe orgoliu și fac declarații de dragoste. Săgetătorii și încăpățânarea merg mână în mână, nu e de mirare că vor avea o zi cam tensionată. Capricornii au planuri mărețe în ceea ce privește cariera și nu se vor lăsa până nu vor obține rezultatele pe care și le doresc. Se anunță o zi bună pentru vărsători, interacțiunea de astăzi cu prietenii și cu rudele se va dovedi a fi foarte folositoare, iar peștii vor primi o veste plăcută în prima parte a zilei, ceea ce îi va face să fie zâmbitori pe tot parcursul zilei.